Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la emisiunea Pauză de Cotidian. În această seară vom sta de vorbă despre locurile de muncă vacante în județul Goș, dar și în străinătate. Iar pentru asta îl avem invitat în studioul Goș TV pe directorul AJOFM Goș, domnul Romeo Chiriac. Bună seara! Bună seara! Veniți cu vești bune sau cu vești rele? Păi... Eu știu, acum fiecare cum le privește, sigur, da. Rele, că avem în această perioadă... Bine, relele trebuie să se ducă și da, trebuie să rămânem cu cele bune. De persoane disponibilizate? Din notificările transmise la sediul agenției, e precizat faptul că ar fi și trebuiau să fie disponibilizate un număr de 174 de persoane inițial, deci prin notificare inițială, 174 de persoane de la Sint-Jilț, însă în urma negocierilor între sindicate, reprezentanții salariaților și conducere, s-a ajuns la concluzia că vor fi disponibilizate doar 133 de persoane. De asemenea, Hidroelectrica a anunțat disponibilizarea pentru un număr de 18 persoane care deja au și început să vină să-și depună dosarele la sediul agenției noastre. Da, atât. Nu mai avem altceva. Nu, și sperăm să nici nu mai avem. Locuri de muncă, haideți să o luăm ușor. În județul Gorj? Da, foarte ușor. În județul Gorj avem, mă refer la pentru astăzi, un număr de 77 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt pentru lucrători în comerț, lucrători gestionari, agent pază, agent securitate, electricieni, dar nu în ultimul rând avem și locuri de muncă pentru cei cu studii superioare. Avem 9 locuri, da, pentru cei cu studii superioare, inginer mecanic, inginer electromecanic, pentru economist, medic stomatolog, iarăși un post de medic la unul din spitalele din județ. Oricum, lista noi o avem actualizată în permanență la sediul agenției. În fiecare dimineață facem actualizarea. Atât... Vin oamenii? Da, vin și sunt foarte interesați. Deja s-au obișnuit și cu sistemul electronic al nostru, cu cele două infotaciuri din holul instituției, mereu îi văd accesând lista cu locurile de muncă vacante. Noi avem absolut toate datele introduse acolo, cu firmele care oferă locurile de muncă vacante, numere de telefon. De asemenea, le avem plasate și pe site-ul instituției, dar eu recomand să cei care doresc să vină ori la sediul instituției noastre, ori la punctele de lucru pe care le avem în județ. Da, aveți o statistică cam câte persoane din câte vin la dumneavoastră își găsesc loc de muncă? Păi, spre exemplu, pentru numai în luna ianuarie, deja au fost încadrate un număr de 426 de persoane. Fapt evidențiat și de către noi, bineînțeles, prin raportările statistice care le facem lunar. Și nu este un lucru destul de rău și nu este un număr mic, bine, că ar putea să fie și numărul mai mare, dar pentru luna ianuarie este foarte bine. Aș vrea să vă spun că în anii trecuți, în luna ianuarie, a anilor trecuți, am avut încadrați câte 200-300 de persoane. Mă gândesc că preponderența e în numărul persoanelor cu studii medii, nu? Da, da. Deci cei cu studii superioare cu studii mai greu. Medii, dar și cei cu studii superioare. Unii acceptă chiar să lucreze pe locuri de muncă vacante care nu necesită neapărat să ai studii superioare. Prin serviciul EURES, ce locuri de muncă aveți în această perioadă? Avem un număr de 244 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt oferite de către Germania. 20 sunt pentru bucătari, 30 pentru barmani, 30 pentru ospătari. În Germania se oferă în jur de 1750 de euro brut lunar, dar și condiția esențială este, pe lângă diploma pe care trebuie să o aibă fiecare în specialitatea respectivă, și cunoașterea limbii germane. Este o problemă, mă este gândesc. Un impediment, da, da.
Am mai avut o bursă organizată anul trecut și totuși am avut două persoane din județul Gorj care s-au angajat prin rețeaua EURES. Cunoșteau limba germană, au avut noroc și de asemenea în Norvegia avem un număr de 77 de locuri, cele mai multe ar fi pentru ingineri, inginer automatist, inginer mecanic, inginer electric, toate ar fi pe, în domeniul petrolului și gazelor naturale. Bănuiesc că și salariile sunt destul de mari. Și salariile sunt destul de frumoase, sunt în jur de 5.700 de euro brut lunar. Dar și aici, pe lângă diploma pe care trebuie să o aibă fiecare, în specialitatea respectivă, trebuie să cunoască fluent limba engleză, scris și vorbit. Deci cam greu să se angajeze gorjenii noștri, că e o limbă destul de grea. Sunt, să știți că sunt care accesează și vin și se interesează la colega mea care gestionează rețeaua EURES și își plasează site-ul, pe site își plasează CV-ul și bineînțeles că vor fi invitați când va fi selecția pentru a participa la selecție. Care este rata șomajului în acest moment? Este crescătoare? Este 8,04% aferentă unui număr de 11.633 de șomeri, din care 5.444 sunt șomeri indemnizați și 6.189 sunt șomeri neindemnizați. Din aceștia toți, 4.942 sunt femei. Dar, deci foarte multe femei. Da, așa ca o statistică la nivel național, am fi pe un loc 11, pe primul ar fi Vasluiu cu 10,99%, Teleromanu cu 10,33%, Mehedințu cu 10,21%, Doljul 10,11%, iar dacă privim, că deja tot începem să vorbim despre regiuni, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, singurul județ care ar avea rata șomajului mai mică decât noi este Vâlcea cu 7,25%, dar de remarcat faptul că și dacă în celelalte județe creșterea a fost, să zicem, nesemnificativă, fiind doar cu câteva puncte procentuale, la Vâlcea a crescut aproape cu 1% rata șomajului în ultima lună. Noi, spre exemplu, față de luna trecută, am sărit de la 7,78% la 8,04%, dar cu siguranță... Dar e cea mai mare rata șomajului decât sunteți dumneavoastră la instituție? Nu. Deci a fost rata șomajului și mai mare. A fost și aproape de 11%. Deci 10, aproape 11%. Deci nu stăm chiar foarte... Nu. Deci nu stăm rău. Este în trendul național, fiindcă și la nivel național. În perioada aceasta, până la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, întotdeauna rata șomajului este în creștere, după care va urma o curbă descrescătoare. Și eu garantez că deja și la noi, chiar de acum, de la raportarea pe care o vom avea la sfârșitul lunii februarie, rata șomajului va fi mai mică decât cea care o înregistrăm la ora actuală. Bine, anul trecut, spre exemplu, am ajuns la un moment dat să avem înregistrați 8.814 șomeri în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie, și o rata șomajului de 5,98%, ceea ce era o rata șomajului cu o valoare, adică cea mai mică din ultimii 15 ani. Ce cursuri de calificare profesională aveți în această perioadă? Noi, prin programul de formare profesională pentru anul acesta, ne-am propus să organizăm 46 de cursuri, la care să cuprindem 1076 de persoane, care ar urma să beneficieze de gratuitatea serviciilor de formare profesională. Din aceștia, 950 ar urma să fie șomeri și 126 deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu.
care întrunesc condiția și cerința de bază să mai aibă cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei. Ca și meserii în care ne-am propus să organizăm cursuri, sunt cele de, mă refer pentru tot anul, agent pază și ordine, bucătar, brutar, croitor, confecționer îmbrăcăminte după comandă, comunicare în limba engleză, dulgher, tâmplar, parchetar, inspector resurse umane, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creșterea animalelor, manager în activitatea de turism, director centru de informare. Ce trebuie să facă șomerii să participe la aceste cursuri? În primul rând, ca să poată beneficia de gratuitatea serviciilor de formare profesională, trebuie să vină să se înscrie în baza noastră de date. Cei care sunt deja înregistrați și au statut de șomeri indemnizat, nu este niciun fel de problemă. Cei care sunt deja înregistrați ca persoane în căutarea unui loc de muncă, la fel nu este nicio problemă, iar din cei care nu sunt înregistrați, trebuie să se prezinte la sediul nostru sau la punctele de lucru din județ, să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă și ulterior poate beneficia de gratuitatea serviciilor de formare profesională. Referitor tot la activitatea de formare profesională, aș vrea să vă spun că am făcut eforturi și am reușit de-a lungul anilor să atragem și am atras fonduri de la centrele regionale de formare profesională a adulților și avem colaborare foarte bună cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților de la Râmnicu-Vâlcea, de la Craiova, de la Cluj și de la Mehedinți, de la Severin. Am atras fondurile lor, deci practic am cursat șomerii pe bugetul dumnealor, noi implicând doar bugetul aferent abonamentelor și analizelor medicale, bineînțeles la cursurile care necesită efectuarea de analize medicale. Ceea ce este un lucru foarte bun. Ca și cursuri pe care le organizăm acum, în luna februarie, le-aș menționa pe cele de lucrător în comerț la Turceni, lucrător în comerț la Târgu Jiu, lucrător în cultura plantelor la Crazna și iarăși un curs de inspector resurse umane la Târgu Jiu, la care avem înscrise persoane cu studii superioare, am zis să le oferim această posibilitate. Am mai început un curs de inspector resurse umane și în luna ianuarie, dar le-am promis celor care nu au prins acea grupă, vom face toate eforturile pentru a mai organiza chiar încă o grupă, chiar dacă nu era prinsă în planul de formare profesională. Și luna aceasta, de săptămâna viitoare, o să începem încă un curs la care vor fi înmatriculați cei care n-au prins în grupa deci, trecută. Deci cursuri sunt dorință să fie și putere de muncă. Aveți un proiect foarte interesant în această perioadă, de fapt, care va demara din această lună, o mini-bursă a locurilor de muncă, dacă pot să-i spun așa, o caravană a ocupării. Veți merge în toate localitățile din județul Gorj. Da. De comun acord cu domnul prefect, cu domnul Ion Claudiu Teodorescu, am hotărât să organizăm aceste acțiuni de tip caravana ocupării, combinate cu, unde este posibilitate, bineînțeles, cu mini-burse ale locurilor de muncă, în localitățile în care ponderea șomerilor în populația cu vârsta 18-62 de ani este mai mare, acțiune în care funcționarii noștri le vor prezenta celor care beneficiază de ajutorul social, respectiv de legea 416 și de cei care nu au un loc de muncă, dar își doresc cu adevărat un loc de muncă, le vom prezenta lista cu locurile de muncă vacante pe care le avem noi în baza de date la momentul organizării acțiunii. De asemenea, lista cu toate cursurile pe care noi le organizăm și încercăm să identificăm pe loc și doritori pentru anumite meserii. De asemenea, le vom prezenta
informații privind serviciile pe care le oferim în mod gratuit tuturor celor care sunt înregistrați în baza noastră de date. Vom organiza și contactăm în perioada aceasta și în permanență, fiindcă acțiunea aceasta o vom derula pe parcursul întregului an. Deja avem graficul postat și pe site-ul instituției. Ca și localități, le-am ales pe cele cu ponderea mare a șomerilor și am ales pentru 28 februarie să organizăm Roșia de Amaradia. Deja am discutat și cu domnul primar, cu domnul Cotoșman. Am fost și noi acolo, sunt foarte, foarte mulți oameni care nu au A fost încântat de această idee și de acțiunea pe care o vom organiza. Ne va pune la dispoziție locația în care să organizăm. Deja am înțeles că dânsul a și s-au pus afișe da, în localitate, ca lumea să știe și să se prezinte la această acțiune. Pentru luna martie avem prevăzut Bengești-Ciocadia, pentru luna aprilie Crușeț. Apoi Câlnic, Cătunele, Plopșorul, Târgu Cărbunești, Berleș, Bolboș, Borăscu. Funcție de situațiile de moment de pe piața muncii, putem să ne repliem și putem să mai organizăm și în alte localități. Aceste acțiuni au mai fost organizate în urmă cu 3-4 ani la nivel național, dar s-a asistat și la ora actuală aceste acțiuni pe care le desfășurăm combinate cu miniburse sunt unicat la nivel național, deci suntem singurul județ exact. Care organizăm. Am zis să venim în sprijinul oamenilor, să ne deplasăm noi către dumnealor. Da. Sunt foarte mulți care nu au bani nici să ajungă poate până la Târgu Jiu. Și am zis să le oferim această șansă. Care este localitatea cu ponderea cea mai mare? Este Hurezaniu. Hurezaniu, unde deja am organizat această acțiune, urmând ca în perioada următoare să desfășurăm în localitățile menționate. Și a avut vreun rezultat acțiunea? Da, avem persoane care s-au și înscris pentru cursuri de formare. Am discutat și cu domnul primar. Poate o să începem un curs de instalator sanitar, apă și canal în zonă. Și pentru localitățile în care, chiar dacă noi pe site, să zicem, am trecut anumite date, au fost niște date pe care noi le-am trecut spre sfârșitul fiecărei luni, dar nu sunt bătute în cuie. Noi discutăm cam cu 3 săptămâni înainte de organizarea fiecărei acțiuni, discutăm cu primăria, fiindcă poate în data respectivă au și dânsii alte acțiuni sau poate și nouă ne intervine altceva și vom stabili o altă dată de comun acord pe care o vor mediatiza dumnealor în rândul comunității pentru a afla toți când să se prezinte la această acțiune. Un proiect foarte bun și să sperăm că va da rezultate, mai ales că, așa cum am spus, am fost în județ și sunt foarte mulți oameni care nu au loc de muncă și, exact cum spuneați, nici nu au bani pentru transport să vină la o bursă a locurilor de muncă, spre exemplu. De aceea le și oferim șansa și vrem să identificăm chiar și cursuri de formare profesională pe care le putem organiza în diverse zone, pentru a evita deplasările inutile și oboseala, până la urmă, acumulată, să vii de la 60 exact, sau 70 de kilometri zilnic, 70 dus, 70 întors, nu e chiar ușor. Și vrem să organizăm cursuri în cât mai multe localități. Ne-am propus să organizăm și în Motru, și în Rovinari, în Turceni, cum am menționat, deja începem luna aceasta, un curs de lucrători în comerț, în Târgu Cărbunești, în Crazna, în Târgu Jiu, Bumbești Jiu. Deci noi încercăm să organizăm cursuri în cât mai multe zone, tocmai pentru a evita aceste deplasări inutile. E foarte bine. Spuneți-mi ce planuri aveți pentru 2013? Păi, deocamdată, vorbind strict pe ceea ce ne-am propus prin programele și prin planurile pe care le-am trimis spre aprobare la Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă, ne-am propus, pe de-o parte, prin programul de ocupare, să încadrăm un număr de 6200 de persoane, din care 2700 sunt femei.
sper să realizăm, fiindcă și anul trecut am avut prin plan prevăzut să încadrăm 5.600 persoane și am reușit până la urmă 6.000. Deci 6.000 e aproape jumătate din numărul șomerilor actual, nu? Da, da. Și am reușit până la urmă încadrarea 6.220. Deci, chiar dacă este un plan îndrăzneț, eu zic că ar fi și realizabil. Și ne dorim cu toții să-l realizăm. Ne-am propus să încheiem convenții pentru angajarea unui număr cu subvenție pentru un număr de 335 de absolvenți, din care 10 absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 150 de absolvenți de liceu sau școală post-liceală și 175 de absolvenți cu studii superioare. De asemenea, ne-am propus să stimulăm mobilitatea și aici avem, pe de o parte, angajarea unui număr de 50 de șomeri care își găsesc un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri și beneficiază de o primă de 1000 de lei și de asemenea un număr de 170 de persoane care să șomere, bineînțeles, care să beneficieze de prima de instalare care este în sumă de 3500 de lei și se acordă pentru șomerii indemnizați care își găsesc un loc de muncă și ca urmare a găsirii locului de muncă își schimbă domiciliul. Tot prin programul de ocupare ne-am propus să încheiem convenții pentru angajarea unui număr de 290 de șomeri cu vârsta peste 45 de ani și de asemenea un număr de 10 persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale. Prin planul de formare am menționat cele 46 de cursuri la care să cuprindem 1076 de persoane care ar urma să beneficieze de gratuitatea serviciilor de formare profesională. De asemenea, ne-am propus ca în urma absolvirii cursurilor de formare profesională, că degeaba facem cursuri dacă nu se finalizează cu plasarea șomerilor absolvenți, și ne-am propus să încadrăm un număr de 400 de absolvenți, șomeri absolvenți de cursuri. Deja pot să vă spun că numai în luna ianuarie ni s-au încadrat din cei care au absolvit în lunile octombrie, noiembrie, decembrie, deja s-au încadrat 73 de șomeri absolvenți de cursuri, ceea ce este foarte bine. Și referitor la aceste cursuri, aș vrea să vă spun că rata de plasare în primele 2, 3, 4 luni de la data susținerii examenului de absolvire este de aproape 50%, ceea ce este foarte bine, dând numai așa un singur exemplu fugitiv. În Italia vorbeam cu cei de la Serviciul Public de Ocupare din Torino și rata de plasare după absolvirea cursurilor o au în procent de un 18-20%. Din păcate, am ajuns la finalul emisiunii, a trecut foarte repede timpul. Da, urmează cred partea că am acoperit acolo destul de multe lucruri și da, mai sunt general multe, locurile de muncă cele mai importante. Mai sunt și emisiuni. A, exact. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Eu sunt Nicoleta Văduva și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele GoșTV.